aici vreau să fac o paranteză. La acest moment, se spune foarte tare, nu trebuie să vorbim numai despre putere, trebuie să vorbim despre opoziție. De ce nu se te critici la adresa USR? Mi se spune, mi se reproșează mie, de exemplu, ce nu se privi la adresa USR. Te vă spun sigur, pentru că nu mă interesează. Pentru că nu mă interesează opoziția, pentru că mă interesează puterea. Eu nu pot să spun, stai că mi-e teamă că ăsta o să fie răi. Dar eu am aflat că ăștia de acum sunt răi. Vom ce o să facă ei, dar să vedem, deocamdată ai să vedem ce face cu ăștia. Ați văzut că nu este și nu vorbește cu mine, vorbește cu un om care nu are nume. Nu sunt un om nimic. Înțeleg că domnul Crește are aceeași problemă cu domnul Boc, nu știe numele. Nu știu o problemă. Domnul Boc îmi spunea că sunt un om cu barbă. Nu știu. Bine că domnul Crește nu este un politolog cu barbă. Dar nu, deci eu n-am simțit că domnul Crește vorbește cu mine, ne cunoaște de foarte multe vreme, împărțim aceleași cârciuri, vorbim despre mâncare, deci dacă domnia ta are ceva să-mi comunice, până trebuie ca să-mi spună să folosesc săptămâna. Dar ideea în sine mi se pare găunoasă în actualul spațiu public. Fiindcă dacă aveam o putere normală, puteai să zici, domnule, ai putere cu cel locuit puterea normală. Opoziția este că măsură să locuiești puterea normală sau nu. Numai că noi nu suntem în fața unei puteri normale. Puterea care modifică legile astfel încât să obține cât mai mult la alegeri, nu este o putere normală. O putere normală. Se duce în fața unei puteri normale, nu te compozi după paradigma normală. Și aici există o metaforă pe care o dau de 100 de ori. Nu vă doresc să fii trecut până lângă o boală gravă. Dar când treci până lângă o boală foarte gravă, nu te mai întrebi dacă tratamentul te chelește. Încerc să rezolvi boala.